Demisie surpriză în PSD. Fostul președinte al organizației de femei din PSD, Tereza Nica, a părăsit partidul și s-a înscris în UNPR și va candida pentru funcția de primar din partea acestui partid. O răceală între primarul Ovidiu Portariuc și consilierul local Tereza Nica există de aproape un an de zile. Pot să vă spun că în ultimul timp nu mă mai regăseam în PSD. De ce? Nu mă regăseam, pur și simplu. Eu sunt o femeie activă, îmi place să fac acțiuni. La PSD, chiar dacă am făcut acțiuni, am avut o echipă foarte frumoasă și echipa nu era mulțumită de tot ceea ce se întâmpla și eu am preferat să îmi urmez calea și să îmi găsesc o altă familie. M-a surprins într-o anumită măsură pentru că domnia sa în urmă cu jumătate de an declarase că nu mai are timp de politică și se retrage, dedicându-se mai mult familie. Și m-a surprins această revenire și reintrare în acest domeniu, dar cred că domnia sa vă poate spune mai multe legate de această decizie. Eu urez succes, e o femeie harnică. Chiar dacă nu mai face parte din PSD, Tereza Nica nu-și va pierde funcția de consilier local. Probabil vară, mai avem 2 luni de zile. Numai formalitățile necesare în acest caz ar însemna, în plus de asta nu cred că mai este timpul necesar. Domnia sa va rămâne în acest consiliu. Realitatea este că, de fapt, legea nu-i permite primarului Ovidiu Portariuc să facă schimbarea pentru că în ultimele 6 luni nu mai pot fi schimbați consilierii. Așadar, în cadrul Consiliului Local, edilul de la Botoșani a mai pierdut un vot. Tereza Nica a anunțat și ce va face în continuare. Eu am considerat că sunt un bun organizator, un bun gospodar și pot să candidez la primăria municipiului Botoșani. Și, în general, femeile, dacă consideră că pot să facă ceva, duc totul până la capăt. Deci nu intră în discuție domnul Portariuc aici. Aveți făcut un plan de votare pentru campanie? Am făcut și planul și strategia și tot ce este, pentru că oricum eu aveam de gând să candidez independent la primăria municipiului Botoșani și a venit din partea UNPR-ului această ofertă. M-a uimit opțiunea domniei sale pentru un partid care la Botoșani este foarte slab reprezentat și cu foarte puține șanse de a intra în Consiliul Local. Da, până la urmă este decizia domniei sale și urez succes. Legat de protocolul de colaborare dintre PSD și UNPR la nivel local, nici nu se pune problemă. Am spus că la nivel de municipiu Botoșani este aproape inexistent și că va fi foarte greu să acceadă în Consiliul Local. Există un asemenea partid. Există eliminat orice posibilitate de a încheia un pact cu UNPR în campania aceasta? În acest moment nu avem în vedere încheierea unui alianțe cu UNPR la nivelul municipiului Botoșani. Deci noi vom merge în acest moment, așa cum stau lucrurile și cum am discutat în cadrul partidului, vom merge singuri în aceste alegeri. Este o alianță, dar în același timp s-a dat și mână liberă în orașele în care doresc și au candidați și doresc să candideze singuri fără nicio problemă. S-a spus asta. Așa este o alianță și între PSD și ALDE. Și ALDE, din câte știu eu, au candidat propriu. Nici noi. De aia avem candidat, de aia avem și liste de consilieri locali, de consilieri județeni, avem oameni foarte buni. Am văzut într-adevăr ce a declarat domnul Ovidiu Portariuc, că UNPR-ul este un partid reprezentat slab pe Botoșani. Eu cred că nu. Va avea surprize și va vedea că este destul de reprezentat pe Botoșani.